Locuitorii din Ocnița și Cantemir beneficiază de iluminare stradală performantă, care este gestionată de pe telefonul mobil și funcționează pe bază de becuri eficiente din punct de vedere energetic. Astfel, cetățenii se pot plimba confortabil și pe timp de noapte. Știți, oamenii totdeauna când au început să fie străzile luminate, a început și alt ritm al vieții. Odată cu venirea întunericului se luminează străzile și e confort, e luminos, e bine. Și partea de eficiență energetică s-a mizat pe utilaj modern, eficient, și pe partea de exploatare a fost aleasă o sistemă din cele mai moderne, sistema smart, să fie totalmente computerizată, ceea ce ni s-a reușit. O frumusețe, că noaptea când sunt unic, mă știe și atât, să arată și frumos luminile. E tare frumos. Mulțumim, e tare frumos. Când treceam pe această stradă, era întuneric, beznă, noi tot timpul o coleam, acum este lumină, noi cu plăcere mult mergem pe aici. Grație asistenței oferite de Uniunea Europeană, în Cantemir au fost modernizate 4 instituții educaționale, un liceu, un gimnaziu și 2 grădinițe. În total au beneficiat peste 1000 de locuitori din Cantemir, dintre care 303 copii și 643 de elevi. Facturile la energie termică și energie electrică avem o economie de 30%. Producem energie regenerabilă pe baza panourilor fotovoltaice și a centralei la biomasă. Copiii sunt mult mai atrași de instituția noastră, vin cu mari dispoziții și plăcere în grădiniță. Iarna nu mai este atât de frig. Cu suportul Uniunii Europene, în Cantemir s-a efectuat izolarea termică a celor 4 instituții de învățământ. Au fost instalate puncte individuale de încălzire, a fost instalată o centrală termică ce funcționează pe bază de biomasă, au fost instalate sisteme fotovoltaice, colectoare solare și multe altele. Organizația noastră, începând din anul 2012, prestează servicii oferind asistența autorităților publice locale pentru a reduce CO2 la nivel global.